Unde deja BDL-ul și-a anunțat candidatul, cred că va fi o bătălie, zic eu, destul de intensă și cred că se vor relua anumite aspecte de la București, unde știți foarte bine și PSD-ul și PDL-ul și-a adus forțele integral pentru a câștiga bătălia. L-a adus pe Iescu pe tată. Din păcate, UNPR-ul nu poate să vină cu un candidat, dar astea sunt regulile. Noi am fi vrut să candidăm și în speță eu aș fi vrut să candidez la această funcție, tocmai pentru a vedea și un sondaj real, cum stă UNPR-ul în Argeș. N-ați fost consultat apropo de treaba asta? Dar uite că UDMR-ul poate să aibă un candidat, noi nu putem să avem. Asta este, încercăm să ne pregătim pentru alegerile din anul viitor, când, așa cum am promis, vom avea candidații noștri pe toate colegiile. Să vedem cum va rămâne până la urmă Parlamentul unicameral, bicameral, însă eu cred că în scurt timp se vor finaliza aceste aspecte.